Zani a câștigat trofeul Survivor România, dar și marele premiu în valoare de 50.000 de euro. Banii i-a investit deja și a cumpărat un apartament în care deja s-a mutat. Acum, cântărețul nu uimește cu vreo nouă investiție sau cu vreo melodie, ci cu ipostaza în care a apărut la secția de poliție. În urmă cu doar două zile, pe 29 octombrie, Zani a distribuit pe contul lui de Instagram, acolo unde are peste 200.000 de fani, o imagine dintr-o secție de poliție din București. Cântărețul apare în prim plan, iar în spatele lui sunt mai multe femei în uniformă. În dreptul fotografiei, el a făcut și câteva dezvăluiri: m-au luat pe secție pentru că am avut tupeu. Glumesc. N-am tupeu. Am doar cazierul fresh. Virgulă a transmis Zani, care a dat de înțeles că a mers la o secție de poliție pentru a-și ridica cazierul. Fanii lui imediat s-au alarmat, au reacționat la secțiunea comentarii imediat după ce au văzut poza lui din secția de poliție. Un minut cu tine și este de ajuns să înțeleg, pe ce cazier, de ce ne lipsește, atunci spor la învățat și baftă. Punct. Jucăm am sau n-ai permis? Punct. O posibilă cauză ar fi culoarea verde a părului. Era mai bine blond. Punct. Pentru ce ai nevoie de cazier judiciar? Te angajezi? Vin să te recuperezi? Punct. Școală de șoferi? Virgulă au fost doar câteva dintre mesajele primite de Zani pe contul său de Instagram. Așadar, unii dintre fanii lui au speculat că acesta face școala de șoferii sau că se angajează. Până acum, artistul nu a făcut declarații pe marginea acestui subiect. Zani, câștigătorul Survivor România, a vorbit despre traumele din viața sa, despre ce i-a făcut femeia la care era în plasament. Artistul nu s-a ferit niciodată să vorbească despre copilăria sa, care nu a fost tocmai una de care să își amintească cu mare drag. Zani a crescut într-un orfelinat și a rămas cu multe traume din acea perioadă. Câștigătorul de la Survivor România a mărturisit care a fost cea mai mare traumă a sa și pe care o mai are și în prezent. Zani își aduce aminte că femeia la care era în plasament i-a lăsat multe răni în suflet. Protejatul lui Alex Velea susține că aceasta era o femeie strictă și că se certa cu el ca un adult, el fiind doar un copil la vremea respectivă. Mai mult, ea ar fi intervenit în toate prieteniile pe care câștigătorul de la Survivor România încerca să le lege. Au fost niște momente în care am crezut că femeia la care eram în plasament era parte dintr-o organizație. Am avut multe momente în care am crezut că o să mă dea afară, deși nu mă puteam descurca pe cont propriu. Era o femeie mai strictă, nu prea lăsa de la ea. Trebuia să o înțeleg eu mai mult decât mă înțelegea ea pe mine. Era mai nervoasă decât eram eu, copil fiind, se certa cu mine ca și cum aș fi fost un adult.